În momentul în care încercăm să slăbim sau să ne menținem și avem și activitate fizică, trebuie discutat împreună cu medicul tău în cabinet din nou despre balanța aport-consum. Și anume, caloriile consumate pot cu siguranță, prin efortul fizic, pot cu siguranță să fie multe. O clasă de cycling îți poate aduce undeva la 600, chiar 700 de kilocalorii consumate pe acea clasă, un aerobic, pilates sau yoga, îți pot aduce undeva la 200-300 de kilocalorii consumate în funcție de vârstă și de rata metabolică. Însă, oricât de mult sport am face, dacă nu punem asta în oglindă cu aportul de calorii pe care îl avem chiar și în zilele cu mișcare, aportul poate depăși consumul. Iar acest lucru este primul de făcut în momentul în care vrem să slăbim. Să le punem în balanță, să ne asigurăm că avem arderi mai multe decât aportul. Cu tot sportul făcut, dacă mâncăm mai mult decât arderile, decât consumăm, metabolism, stare de repaus plus mișcare, tot ne vom îngrășa. În momentul în care facem sport, de foarte multe ori după acele eforturi fizice, pacientele îmi spun în cabinet că resimt și o poftă mai mare alimentară. Și este normal, în timpul efortului fizic am transpirat, ne-am deshidratat, am pierdut din electroliți, ne-a scăzut glicemia datorită faptului că organismul nostru a folosit toată glucoza din sânge și din țesuturi cât a reușit să transforme în energie pentru a susține acel efort fizic și este normal cu hipoglicemie post-efort fizic să resimțim o foame mai mare. Poate ar fi de evaluat mai mult aceste momente de după mișcare, pentru că fără să vrem în aceste momente ne putem aduce un buget de calorii care să ne strice toată balanța de peste zi și să ne ducă în stagnare sau îngrășare și nu în slăbit.